Traficanții de droguri, săltați cu mascații din Valea Jiului, au recunoscut că sunt vinovați. Aceștia au fost audiați luni la Tribunalul Hunedoara, iar potrivit site-ului oficial al acestei instituții, ei vor afla verdictul judecătorilor la finele lunii. Termenul la care instanța se va pronunța este 27 august. Atunci, toți cei 23 de arestați își vor afla care va fi soarta lor. Cel puțin 80 de tineri dealeri și consumatori de droguri din Valea Jiului au fost săltați de mascați la începutul lunii iunie. Atunci au fost luați chiar și din curtea școlii, iar comisarul Traian Berbeceanu afirmă că majoritatea sunt tineri între 16 și 26 de ani sau chiar mai tineri. Zeci de mascați au răscolit și percheziționat în data de 8 iunie locuințele mai multor suspecți din Valea Jiului. Acțiunea a fost una fără precedent, dat fiind numărul mare de echipaje, o parte fiind venite să susțină acțiunea chiar de la București. Dis de dimineață, zeci de mascați au ajuns la Petroșan, Vulcan, Lupen și Uricani, unde au făcut percheziții în mai multe locuințe. Ofițerii BCCO au căutat mai mulți suspecți care fac parte dintr-o rețea ce a reușit să treacă peste graniță droguri, dar și consumatori de aici din zonă. 80 de tineri au fost luați atunci de mascați de acasă sau de la școală, pentru că mulți sunt liceeni, își primeau drogurile printr-o rețea care le trecea granița cu mașini ce fac curierat.